Povestea mea sună cum trist inițial, pentru că am avut uh, problema asta cu disforia de gen, despre care o să vorbesc imediat. Nu este o problemă din copilărie, este o problemă de la naștere. Mama nu știa că e stilul asta. Nu mă simțeam bine cu mine însă, mi asta era problema principală. Pe la 15 ani, a fost momentul când am pus eu cap la cap toate piezele, pie, piesele puzzle-ului și am zis, ok, gata, eu nu o să pot să trăiesc în rolul de băiat, nu, nu pot. Că viața bate, bate vrea să pe totul să știi că viața bate vlogul Să știi că viața bate Să știi că viața bate Se știi că viața bate, bate vlogul Vlogul Asta este primul episod din Viața Bate Vlogul sezonul 2 A ajuns și Diana, welcome! Hey! Ce faci Diana, cum ești? Am vorbit prea mult în primul episod despre faptul că -ți ținem pumnii Da, Spune mulțumesc! Spune-ne acum, ce s-a întâmplat, a fost? Mă mulțumesc, da, să-mi țineți și săptămâna viitoare. Așa, Asta e ca piesa lui Carla's Dream, cu lacrimi și pumnii în pereți. Poți bune, deja săptămâna viitoare poți să dai din nou? Da. A, Dar -a zi, zi un unde ai greșit, ca să știi ce nu faci săptămâna viitoare. Eu n-am greșit, polițistul a greșit. E oh, oh, ok. Să știi că viața bate vlogul, Diana. Da, așa este. Dar n-are nimic, săptămâna viitoare îți ținem pun și sigur va fi bine. Mă bucur mult că ești aici. Și eu mă bucur să fiu aici. Abia aștept să auzim ce poveste ne-ai pregătit poate acum despre acest polițist. <laughs> Vrei să ne spui repede, repede în episodul tău despre ce o să vorbești pentru cei care ne privesc? Eu o să vorbesc despre bullying și cyberbullying, cum am trecut peste asta, cum am ajuns la psiholog din cauza bullyingului și din cauza cyberbullyingului și chiar dacă am fost extrem de criticată pe internet și chiar față în față de colegi, de uh, oameni din orașul meu, acum sunt în cea mai faimoasă trupă din țară și merge bine. <coughs> și eu zic că am reușit. Ce-a Ce fost făcut păi a pe <laughs> păi -a susținut acolo. A, și știi. și eu pe acolo. Și o să ne povestești, de fapt, că drumul de la cât de greu a fost la cum ai ajuns acum să faci parte din cea mai faimoasă trupă din România? Exact, și cum, chiar dacă am fost într-o depresie, m-a ajutat să fiu persoana care sunt azi. Uh! Deci te-a ajutat, de fapt. Orice traumă te călește. Deep. Ok, tot vorbim de traume. Există între noi cineva care a trăit o traumă pe care cred că nimeni altcineva de aici n-a trăit-o. N-am găsit altceva cu care să. Pentru că traume toți am trăit și probabil că o să mai trăim. Că asta e, e viața și e firesc să se întâmple așa. Povestea mea sună oarecum trist inițial pentru că am avut uh, problema asta cu disforia de gen, despre care o să vorbesc imediat, um, dar am avut de altfel o copilărie foarte fericită și despre asta vreau să, vreau să accentuez chestia asta, fiindcă nu este o problemă din copilărie, este o problemă de la naștere, dinainte de naștere. Um, pentru cine nu știe, n-am explicat foarte clar la început, disforia de gen este o, um, o stare generală de depresie și anxietate în legătură cu propriul tău corp. Adică, dacă ai disforie de gen, nu te simți ca aparținând sexului tău biologic. Simți că aparțin în cealaltă categorie și până nu faci acea tranziție, nu poți trăi împlinit sau împlinită cu tine însăți. Așa că eu am avut semne foarte, foarte clare din, de la grădiniță dar tema asta fiind, cum să spun, ambigua în România și noi nu, ne vorbind despre chestiile astea, mama nu a știut niciodată ce înseamnă să fii trans, nu a știut și măcar că e să, să fii gay. Mama nu știa chestiile astea. Um, și evident eu am trăit până la, deci până la, pubertate, am avut mereu doar prietene fete, nu am putut integra în cercurile de băieți sociale și Fiindcă eram copil, nimeni nu-i nu, nu, -i, nu -i păsa nimănui, pentru că e un copil. În fine, la pubertatea s-a accentuat depresia, anxietatea, fiindcă eu aveam o voce foarte, foarte pițigăiată și m-a lovit destul de târziu, pe la 14 ani, pubertatea față de alții. Și, dintr-o dată, m-am înălțat 20 cm, mi-a scăzut o octavă vocea și nu venea să cred că aia sunt eu, știi? Și. Um, ăla a fost momentul când am realizat 100% că ceva e în neregulă cu mine. Adică până la momentul respectiv eram, mă, mă gândeam că ok, poate am gonna fake it, o să mă comport ca și cum totul e ok, o, poate o să-mi treacă, e o fază. Uh, bineînțeles că nu a fost o fază. M-am lovit de, cum se, se numește, că, deci nu mă simțeam bine cu mine însă, mi asta era problema mm -hmm. principală. Mi-amintesc că Încercam foarte mult să fug de machiaj, de chestiile care mă atrăgeau, chiar dacă eram în grupurile de fete Vreau și eu să mă machez, să vorbesc despre băieți, să, nu știu, chestiile normale pentru o fată de aici Și uh, nu puteam, fiindcă toată lumea spunea, ok, dar tu, eu te cu băiat, n-ai cum să faci chestia asta, nu există Bun, asta e al altă problemă Te-au cu... anulat complet Exact adică Nu există noi, ca societate, avem o foarte mare problemă cu, cei ce normal, cu normalitatea. În primul rând, nu există normalitate. Adică ce era normal în 1600 să omori femeile sau să le arzi pe rug din diferite motive, asta era normalitatea, asta nu înseamnă că era corect. La fel, acum 80 de ani nu era normal să te căsătorești cu o persoană mulatră dacă ești albă. Și acum asta e normal. La fel se întâmplă cu persoanele trans în prezent. Nu este normal să fii trans pentru că nu este comun. Dar odată ce um, vorbim despre chestiile astea și se află că există tot felul de, de nuanțe, știi? Există bărbați negru, femei alb și tot felul de nuanțe de gri in between. Um, pe la 15 ani a fost momentul când am pus eu cap la cap toate piezele, pie, piesele puzzle-ului și am zis, ok, gata, eu nu o să pot să trăiesc în rolul de băiat, nu, nu pot. Și făceam actorie. Atunci trecusem în clasa noua la un liceu din București, din capitală, chiar din centru și vreau să accentuez chestia asta pentru că ce, se, ce mi s-a întâmplat mie se întâmplă, li se întâmplă multora. Um, nu mă plăceau foarte mult elevii, bineînțeles, că eu trecând prin transformările astea și gândiți-vă că eram... Cum ar veni elevul ăla din prima bancă cu note de 9 și 10, care dintr-o dată vine cu unghii negre făcute, cu machiaj la școală și toată lumea se întreabă: What the fuck is wrong? Mm -hmm. <laughs> și a fost, a, nu, a fost ceva foarte in, in their face. Tranziția pe care o face o persoană trans nu are cum să fie. N-ai cum să închizi în casă și să ieși. When you're done. Crezi că era și un fel de manifest de al tău, când te da. simți bine și să da. arăți lumii că ești diferită. Că... 100%, deci am, am început să am prieteni gay. Asta a fost și impactul cu lumea gay inițial, fiindcă nu, șt, nu cunoșteam foarte bine ce înseamnă trans, ce înseamnă gay. Și credeam că mă regăsesc în toți oamenii care nu se nu corespund normelor, să zicem. Și uh, având o groază de prieteni gay, și văzând cum sunt lucrurile în. Comunitatea lor, mi-am dat seama că, de fapt, știi ceva, eu nu sunt nici de aici și eu sunt din comunitatea trans, dar nici acolo nu mă simțeam. Era un, un conflict cu mine însă, 100%. Până când am ajuns la psihiatru, bineînțeles, adică era o perioadă de depresie, anxietate, etc., psihiatru. Și la psihiatru mi s-a pus diagnostic cu disforie de gen, mama nu știa despre ce este vorba, nu știam ce urmează să facem, eram super noi la chestia asta. Bineînțeles că ne-am documentat ulterior și um, am început așa zița, tranziție. Dar cât de suportiv a fost mama ta cu tine? Foarte suportiv. Foarte suportiv. Um, fără mama n-aș făcut nimic. Când intram în liceu, și asta e o realitate pe care o trăiesc foarte mulți elevi, de la poartă, toți badiganzii mă știau, mă opreau ca să mă legitimez de fiecare dată, ca să mă țină, să întârzi la oră, până ajungeam în clasă mi-aruncau cu diferite chestii în cap, cu sticle de apă, cu îmi turnau apă, apă în mijlocul iernii, îmi turnau apă în cap. Eu mergeam la profesor și le spuneam, uite, asta mi se întâmplă mie. Și am avut o profesoare pe care am și filmat o Și mi-a zis că, da, care e problema? Și eu zic, cum adică care e problema că mi s-a aruncat o sticlă de apă în cap? Păi da, dar și eu aș face asta cu oamenii ca tine. Dar în tot cadrul ăsta profesional a fost vreun profesor care... Au fost. Au fost unul, doi, nici măcar diriginta n-a fost foarte alături de mine, deși știa ce mi se întâmplă. Adică vorbim de un episod. Am ieșit din școală unde eram absolut mereu filmată, deci erau toți elevii cu telefoanele pe mine că trecheau, am ieșit și stăteam, așteptam tramvaiul și când a venit tramvaiul, m-au împins în fața tramvaiului și mai erau câțiva centimetri până să mă lovească tramvaiul și wow. da, și oamenii din stație au prins pe elevia care au și mai mici ca mine cu vreo 5 ani și au întrebat, dar de ce ați făcut asta? Și știi ce a fost răspunsul lor apropo de educație? A spus, dar el nu e om, el e băiat fată, nu e om. Și wow, asta pentru că, că s-au fost și încurajați de către mentorii lor, profesorii. Exact, și eu când mergeam la profesorii care mă înțelegeam, îmi spuneau, ok, nu este mai alături de tine moral, dar nu ai ce să le faci pentru că asta este educația de acasă. Da. Sunt atât de multe tipe trans care mi-au scris și mi-au uh, mi zis că uite, tu ai terminat liceu, ai mers la facultate, ai te te terminat tranziția din punct de vedere legal și multe au renunțat la școală din cauza asta. Multe, adică vorbim de peste 70%. Uh, și asta este foarte trist, fiindcă persoanele trans, mai ales cele care nu sunt susținute de familie, au niște șanse în societate foarte scăzute să, să ajungă cineva. Uh -huh. De asta multe dintre ele ajung în domenii de sex work. Uh -huh. okay? Și um, ce mai este important de zis este că am avut nevoie de terapie și eu la rândul meu. Am făcut terapie, am avut prieteni foarte buni, familia, bineînțeles. Um, când eram... Uh, eu jocorită la liceu și aveam toate, în fiecare zi, episoade de genul ăsta, ajungeam acasă și plângeam, dar plângeam mult de tot. Și îmi spuneam, ok, plâng acum, dar mâine îmi pun înapoi masca în care sunt puternică și nu mă afectează și tot. Pentru că dacă i-aș fi lăsat să vadă cât mă afectează, nu aș mai fost probabil aici. Știi? Mă mințeam pe mine însă că sunt strong. Știi? Și toate chestia asta s-a finalizat cu bine. Până la urmă că am terminat. După ce am terminat liceul, în aceeași vară am mers în Thailanda și am făcut operația de schimbare de sex pe care mi-o duram din totdeauna. Și aia a fost și momentul în care am viața mea a devenit oarecum normală, în sensul, în, că, în, sensul în care am putut să cer schimbarea actelor, am putut să am un iubit, adică m-am simțit în sfârșit oarecum... Da, tu puteai să ai iubit și până atunci, doar da, că era pentru că nu mai mine. erai judec... Ca de către societate. Nu mă simțeam bine cu mine, știi? Adică era. ți seama să fii într-un corp în care zici, ok, nu sunt eu, adică ce văd în oglindă, nu sunt eu. E horror. Și. Acum că tot vorbim de chestii de educație, chestia asta se întâmplă în uterul mamei, de asta vreau să evidențiez, că nu este nimeni vinovat că trece prin așa ceva. Una este să fii gay și alta este să fii trans. Uh -huh. A fi gay înseamnă înseamnați plăcea de oameni care sunt de același sex cu tine. Și vrei să rămâi același sex da, și tu. Da, și ești de același sex. Și a fi trans înseamnă, nu are legătură cu orientarea sexuală, are legătură cu felul în care tu ești și te simți cu tine însuți. Și um, tocmai asta am înțeles și eu pe parcurs. Foarte mult, știu că spun mulți oameni care ar trebui și tu să-ți schimbi sexul că dansezi pe tocuri. E un bullshit, nu există așa ceva. Um, și avem încă niște norme foarte, foarte învechite. învechite în societate. Că fetele trebuie să fie, nu știu, machiate constant, să fie păpuși Barbie, bărbații trebuie să nu plângă. Nu există așa ceva. Adică, sexul nu se rezumă la chestiile superficiale. Uh -huh. um, acum, na, ce să zic? E o situație dramatică prin care trec mulți. Am primit foarte multe mesaje de la persoane trans, chiar unele de 40 de ani și îmi spunea că uite, am, și eu sunt ca tine, dar acum am copii și soție și nu pot să fac tranziția. Dai seama ce dramă. De fapt, în ce minciună trebuie să trăiască doar exact, pentru că... sunt mulți oameni. Și de acolo se nasc frustrările ulterioare și tot. Când nu trăiești true to who you are. Și mai sunt oameni care spun, tu vorbești despre acceptarea de sine când tu nu te-ai acceptat pe tine. Și spun greșit, eu am acceptat că am o problemă și am rezolvat acea problemă făcând tranziția, ca să mă găsesc pe mine. E o chestie care nu e superficială. Asta e faza. Mulți nu înțeleg că nu e deloc superficială toată, toată treaba asta și nu e o, nu e o alegere. Nimeni nu-și-ar dori să experimenteze chestia asta. Nu sunt eu, exemplu, un role model sau ceva. Pur și simplu am fost doar persoana care a fost, I don't give up fac, știi? Adică asta sunt eu, prin asta am trecut, cine mă place bine, cine nu la fel de bine și asta este o atitudine care te salvează de multe ori uh, să, nu, să nu cazi, știi? Dacă ai picat mental, s-a dus. Trebuie să... Dacă ar fi după mine, aș pune ore în școli de self-love, de self-confidence, de empatie. Dacă nu empatizezi cu alții, n-ai cum... Adică e greșită chestia asta cu de ce nu ești normal, de ce nu ești ca noi. Pentru că... Nu sunt, nici voi nu sunteți normal, nimeni nu e normal știi, toți we're playing a role știi, și dacă rolul nostru se încadrează mai mult în normalitate, then we're normal dar nu e chiar așa, fiindcă cu toți avem ceva care, ne, ceva care ne face unici, știi, și cred că noi ca oameni avem datoria de a de a, de a accentua lucrurile care ne fac unici, nu să le punem sub preș și să ne jucăm masca în societate, știi, de normalitate. Adică în loc să ne fie teamă de ceea ce e diferit în noi, să explorăm la maxim ceea ce e diferit exact. În noi. Exact, și să ne iubim așa cum, așa cum orice simțim este al nostru, știi, și să acceptăm chestiile astea. la mm -hmm. Wow! Noi, făcând parte din comunitatea LGBTQ, în România avem drepturi. Avem drepturi. În momentul de față, în Rusia, în Saudi Arabia și în foarte multe locuri, oamenii sunt uciși. Uciși. Că, de exemplu, dacă eu, cu câteva sute de kilometri, m-aș fi născut în altă parte, sau Daria, eu aș fi putut fi ucis liniștit, fără ca cine m-a ucis să facă pușcărie sau să se întâmple absolut orice. În momentul ăsta, exact acum, în 2020. Deci, totuși, noi suntem liberi, facem vlogging, suntem aici cu prieteni. Și tot nu ni se pare încă normal sau nu ni se pare că avem drepturi. Dar, dar sunt oameni, alte suflete, care mor stuciși. Adică este mind-blowing. Și oamenii din România se întreabă, haule, dar ce fac dacă vine copilul meu? Dar știi că da. atunci când ești însărcinată, până la patru luni, uite, eu acum am și un băiețel și o fetiță și îți spun, până la patru luni nu știi exact sexul copilului. Până la patru luni toți suntem fete. Asta toți. Să spun. Exact. Toți. Abia la patru luni se definitivează dacă devii băiat sau nu. That was shocking pentru Vlad Munteanu să te Și fac am fost în Am fost fată. Guys, sunteți cu toții trans. Am informații din biologie, știu. Haideți, te rugăm, da. Și așa dau bacul la bio. Deci cromozomii masculini sunt XY, cei feminini sunt XX. E foarte important. XY, XX. XX sunt fetele. Noi cu toți, indiferent că e băiat, fată, etc. am pornit de la XX, adică de la fată. La vârsta de la 4-5 luni în uter, fătul primește o cantitate, are loc o um, explozie de testosteron. Și atunci acea explozie care este în cantități foarte mare, definește acel cromozom Y la bărbați. Și e foarte impresionant la noi ca oameni, că toți suntem oameni indiferent dacă e bărbat sau femeie, suntem aceiași oameni. Da, um, da, corn, um, da deci pornind chiar și aparatul sexual, este asemănător doar că la băie băieței coboară știi? Mm -hmm. și se formează în afară, la fete este înăuntru. Dacă rămâne la fel. Adică exact. să spui că nu se mai sut. știe. Se știe, există ecografii, fac ecografii 3D, 4D, adică nu poți să vii în secolul 21 și încă să o arzi cu teorii de 1600, cum a zis și ea, să arzi oamenii pe rug cred că până la urmă ideea este de fapt să lăsăm oamenii să fie ce vor, chiar dacă e o fază, chiar dacă e nu știu ce, lasă omul să experimenteze ceea ce îi place. Nu mai băga în categoria de băiat sau fată că așa vrei tu, lasă-l să experimenteze ce vrea, știi? Nu trebuie să îmbraci fetele în roz și băieții în blă. Am eu întrebare legat de experiența ta. Tu ai spus că ai avut foarte mult suport din partea mamei tale, din partea prietenilor tăi și eram curios de să explorezi scenariul în care n-ai fi avut suportul ăsta ce s-ar fi întâmplat și care ar fi fost opțiunile tale, gândindu-ne și că poate sunt alți oameni care uh, se uită și se identifică cu povestea ta în, uh, într-un punct mai preliminar. Păi că era posibil ca eu să ajung și eu, adică ca multe altele în sex work. Adică, efectiv nu ai posibilitatea să termin o școală, nu te angajează nimeni și atunci singura modalitate de a trăi este a face chestia asta și lumea judecă. Că știi că dacă faci chestia asta, ești murdară, ești nu știu cum, dar te-ai vreodată dacă omul ăla a avut alte posibilități să trăiască, la ajuți tu să facă altceva? Și asta, există alte posibilități? Adică dacă n-ai suport, nu există. Nu există Ok, în România. dar uh, e interesant că de ce sex work? Adică e, există, există un fetiș și o cerere atât de mare pe, pe um, sub, adică totuși ne ferim de asta dar stai puțin, la urmă înseamnă că bărbații straight sunt atrași de acest fenomen și atunci Există o chestie care se numește în industria, am văzut spun industria porno? Da, da. Okay. Există o chestie în industria porno care se numește șimel um, Este vorba despre tipe trans care nu fac operația de schimbare de sex, așa că sunt niște persoane care arată ca femeile Imaginați-vă, arată ca femeie, dar e bărbat Jos de la buric în jos. Și atunci oamenii bărbații sunt cei, mai, cei care consumă această industrie și ei în realitate te, îți aruncă cu tot felul de chestii în cap și îți spun că ești nu știu cum, dar ei se uită la categoria asta care este foarte populară. Mm -hmm. Și atunci hai să nu mai fim ipocriți noi ca societate și să acceptăm ce simțim și cum suntem, știi? Asta e asta situația Da, până la urmă aici ne avem de altă problemă Că și sexul încă este un subiect tabu da, Și da, de fapt da. oamenii ne, ne reprimăm niște dorințe absolut normale și naturale Și nu vorbim despre ele pentru că așa n-a fost Doamne, dar sexualitatea hetero e o problemă pentru mulți Unde să mai vorbești de acceptare? Corect, Da, da, da. Sunt oameni hetero care nu sunt satisfăcuți până la capăt Dacă stai să te gândești da, da, da. E un subiect wow, foarte interesant. Ne-ar am ca în, în sezonul 3 să avem <laughs> și această discuție despre e sex. Sexual... sex de efectiv. sex da. Cum a fost uh, iubitul tău, uh, la început, vis-a-vis -vis de, de toate treaba asta? Nu el știa aș... de la început? Știi, uh, nu. Nu știa. El, a -a el mi-a dat mesaj pe Facebook. Am început să vorbim, ce -n... pur și simplu, chestii cu memes and stuff. Asta în 2017, deci era după operație cu o lună sau două și um, a aflat ulterior de la o tipă care o prietenă comună, că eu sunt transă și um, nu voia, el a avut doar prietene biologice înainte știi? și nu și-a niciodată să, să fie cu mine, doar că efectiv noi întâlnindu-ne și um, având o conexiune mișto a zis ok, o să trec peste bariera asta că tu ești trans și o să fim împreună normal, știi? Și asta mi-a plăcut foarte mult că dacă ar fi fost de la început ok, îmi place tine că ești trans, ar fi fost un huge deal breaker, deci nu. Da, că puteai să fii un fetici doar. Da, ai da, exact. vrut să fii privită ca femeie, punct. Da. Și asta face. Se... de trei de zile, deci nu. Da. Ce le sfătuiești pe fetele uh, din ziua de astăzi care probabil la vârsta de 15-16 ani sau mai devreme cât ai zis și tu, ce le sfătuiești să facă? Dacă, Dacă nu de. primesc suportul din partea părinților, a profesorilor, a colegilor, prietenilor și așa mai departe. Te referi la toate fetele sau la cele trans doar? La cele trans? Ok. Um, le sfătuiesc să vorbească în primul rând, să ceară ajutor pe internet, la asociații. Există asociații care luptă pentru drepturile noastre, psihologi care o fac chiar voluntari, deci nu, nu stați voi cu voi înșivă pentru că vă distrugeți. Deci asta e foarte important. Să cerem ajutor că vom primi. Asta e tot. Și pentru părinții persoanelor LGBT, adică nu doar trans, uh, iubiți-vă copiii pentru ceea ce sunt. Orice ar fi ei, sunt copiii voștri, sunt părinți care merg la închisoare după copiilor lor. Nu... E trist că trebuie să faci paranteza asta, știi, iubiți-vă copiii. M Mi se pare absolut incredibil yeah. cum sunt părinți care merg la închisoare pentru copiii lor și tu nu-ți poți accepta copilul care este gay sau trans sau ce-o el. Adică nu există așa ceva. Ok, wow. Eu zic că merită un rând de aplauze, de sincer. Măcar pentru curaj, pentru tăria pe care o ai, în general. Îți mulțumim super mult că ai venit și că ne-ai iluminat, efectiv, cu informații noi. Sunt convins că sunt foarte mulți oameni care au avut nevoie sau de ce ai spus tu astăzi și oricând, în continuare, dacă aveți nevoie, puteți să apelați atât la Daria Jane, cât și la Viața Bate Vlogul, puteți să dați mail-uri. Uh, într-adevăr este important să vă deschideți să vorbiți, chiar și dacă vreți doar să discutați despre asta cu un specialist uh, noi vă vom îndruma spre oamenii potriviți, dar i mulțumim super mult și vă mulțumesc și uh, cu siguranță o să mai vorbim și mai avem încă teme de explorat împreună. Așa e.